Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat în luna iulie peste 200 de controale. În cadrul acțiunilor de control, 47 de angajați au fost sancționați. În luna iulie, anul curent, au fost efectuate un număr de 211 controale, fiind sancționați un număr de 47 de angajatori. Au fost aplicate un număr de 105 sancțiuni contravenționale, dintre care 75 de avertismente și 30 de amenzi, valoarea acestora fiind de 3.210 lei. Au fost dispuse totodată 161 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. În ceea ce privește munca la negru, au fost efectuate 179 de controle, fiind depistate 39 de persoane care lucrau fără forme legale. Referitor la doar la munca nedeclarată, constatată și depistată în cursul lunii iulie anul curent, pot să precizez că au fost efectuate un număr de 179 de controle, fiind controlați un număr de 27 de angajatori. Cu această ocazie au fost depistate că lucrau fără forme legale un număr de 39 de persoane. Vis-a-vis de aceste constatări, au fost aplicate un număr de 38 de sancțiuni, respectiv 29 de avertismente și 9 amenzi, valoarea acestora fiind de 260.000 lei. Tot cu această ocazie au fost dispuse și 16 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.